Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Astăzi despre escrocul angajat ca șef la DSVSA Mureș, chiar la departamentul antifraudă. Ați auzit de el? Uh-huh. Întrebarea e care dintre ei. Este un domn. Deci dânsul a încasat salariu 4 ani la rând, lună de lună, jumătate de milion de lei cu totul, jumătate de milion de lei noi. De lei noi? Da, câte miliarde sunt lei vechi? 500 de mii de lei noi, cât face? 5 miliarde. Multe miliarde, nu 5 miliarde, mă. 500. Nu știu. Deci dânsul a făcut asta 4 ani la rând, fără să meargă nicio zi la serviciu. 5 miliarde. Nu ba, mult. Ba, da. Bun. Dânsul a avut și toate concediile legale și celelalte drepturi în acest timp, plus că a fost trecut în lipsă și pe fișele de control făcute de agenții Direcției Sanitare la diverse firme. Mai mult, a trecut cu brio și toate evaluările periodice făcute sanghi de instituție, le-a trecut cu calificativul foarte bine. Chiar a fost foarte bun. Da. Pentru că numai cine nu muncește nu greșește. Exact. Și dacă dânsul nu muncea, evident nici n-a greșit, deci a luat numai foarte bine, numai FB-ul. Și pentru că obținea calificative așa bune, acestui domn i-a fost și mărit salariul. Evident, o creștere de 70% în 4 ani, de la 7.000 la 12.000 de lei. Încă o dată, toate acestea fără să se ducă la birou. Luca mă privește cu multă speranță. Care e secretul? Da, eu asta tot caut. Da, asta visez, asta pictez. Da, exact. Este vorba de un domn pe nume Radu Chețan Roatiș. Un abonat la funcții șefești din sistemul public, a fost numit de mai multe ori la șefia Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, bine cunoscută ANSVSA. Uh-huh. Deci a fost acolo președinte între 2007 și 2009, apoi 2010-2012, după care între 2016 și 2017. După că câte vedeți, câte doi anișori să mai lase loc și la alți sinecuriști. Astea sunt toate numiri, știți ce fel de numiri sunt. Când nu era președinte la Autoritatea Națională, domnul Radu Chețan Roatiș se refugia pe o sinecură mai micuță, ca angajat fictiv, dar pe salariu real, la Direcția Județeană a ANSVSA de la Mureș, din județul său natal. Și în ianuarie 2017 a fost ultima astfel de revenire la matcă și, ca de obicei, a fost angajat la DSVSA Mureș, de data asta pe un post de consilier superior, în biroul antifraudă. Ce bun, eu spun că e foarte bun. Da. Și un an mai târziu, când înțeleg că s-a desfințat birou antifraudă, practic nu reușeau să găsească fraude deloc. Și au desfințat biroul. Da, noi nu avem fraude, singur, avem angajați frauduloși, dar nu avem fraude în acești lași, că desfințăm. Și l-au mutat formal în altă direcție de control, unde era șef chiar cumnatul dânsului. O familie mare și fericită, cum poate fi întâlnită în multe instituții publice. Timp de 4 ani, între 2017 și 2021, acest escroc nu s-a prezentat la muncă, dar ceilalți escroci din instituție au avut grijă să-l ponteze, să-i facă evaluări pozitive, să-i mărească salariul și să-l și vireze la timp, 510.000 de lei în 4 ani. În cele din urmă, în 2021, la DNA a venit un denunț anonim. Deci un părâcios l-a dat un... N-a mai suportat. Unul a fost mai invidios. Da. Dă seama, un alt șef de acolo a zis, ăsta nu vine nici la serviciu, mă, cum fac? Da. Mai aș vrea să remarcăm cât de persistent, că aici este omerta, e legea tăcerii în aceste instituții. Deci ca să-ți ia angajat fictiv un om cu un așa salariu, ba chiar să-l, că nu e, și nici nu era un anonim, ba chiar să-l și evaluezi, să-l treci pe fișe de control, e nevoie de o conspirație, de fapt. Adică trebuie mai mulți oameni, trebuie un grup infracțional organizat, asta e. E nevoie de complicitatea multor angajați, că nu merge să-ți faci singur frauda asta. Deci, an la rând, acest grup infracțional organizat a fraudat banul public. Procurorii au decis să-l pună sub monitorizare pe suspect. Metoda simplă a fost să-l localizeze prin intermediul telefonului său mobil, pe care îl folosea zilnic. E bine, era rezultat... tare dacă telefonul era la serviciu. Da, cea mai... S-a gândit la asta. S-a gândit, da. Nu, el avea telefonul, îl folosea ca orice om. Și timp de 6 luni, cât a fost monitorizat, Radu Roatiș n-a fost niciodată la DSVSA Mureș, ci numai pe traseu unde avea el treabă pentru propriul său business. Că avea și un business al lui. Undeva avea trasee Prahova-București, aici mergea el, scrie ziarul Libertatea, care documentează acest caz, vă recomand ancheta. Ce business avea dânsul? O firmă care are ca obiect principal de activitate, citez, spălarea și curățarea uscată a articolelor textile și a produselor din blană. Deci, practic, dânsul spăla haine la București și spăla salariul la Mureș. Cam așa ar veni. Dar, interesant că nici măcar acest business nu a fost în stare să-l facă, de fapt, în economia reală.
că sunt multe spălătorii, nu? Sunt oamenii aia, muncesc acolo, se chinuie. Da, da, da. La mine în Corbeanca s-a închis una, că n-aveau suficienți clienți, adică e greu să supraviețuiești. În 4 ani, acest personaj a avut 167 de contracte pe bani publici. Cei mai mulți dintre clienții spălătoriei sale au fost instituții publice, din zona de apărare. Unități militare, inspectorate de poliție, unități de învățământ militare, spitale militare și Senatul României și Banca Națională a României. Mai notează Libertate. Cum se face? Da. Deci spăla salariul la Mureș și bani publici la București. Om, e al nostru, e din sistem. Ce face el? Este abonat la sinecuri. La câte 2 ani îl punem, câte 2 ani șef la ANSVSA-ul mare, când nu e șef, îl trimite la Mureș, stă pe salariu fictiv și ca să trăiască și el, că nu poate să trăiască doar dintr-un salariu pe care îl primește fără să muncească nicio zi, de fapt, deci îl fură. Nu poate să trăiască doar din furtul ăsta, îi mai dăm și niște contracte pe bani publici să spele uniformele militare la unități, licee și așa mai departe, e de-al nostru, nu? Scuzați, m-am enervat. Bun. Povestea continuă. S-a făcut rechizitoriu. Okay. Cu mult tâlc, adică nu e un escroc simplu, înțelegeți? Este un reprezentant al sistemului. El descrie sistemul. E un om de încredere, să știi. Adică da. Să parcurgi da. Tot traseul ăsta și să răspunzi la toate comenzile da. Astea, e un om de încredere. Piesă în sistem. Asta e, cred că e principala lui calitate. Da, o mână spală pe cealaltă și el la rândul lui, că doar nu vă imaginați că el e pus acolo și se dau toate astea gratis, gratuit. Și el trebuie să facă servicii. Ce este? E șef la Direcția Sanitar-Veterinară. Păi acolo faci controle. Controlezi business-uri importante care au probleme sanitar-veterinare. Trebuie să răspunzi și tu la comenzi. Așa funcționează. După cum vezi, el n-a greșit. În toată activitatea asta, el n-a greșit. A venit un anonim și l-a scos din sistem. Da. Bun. Deci s-a făcut rechizitoriu, a început un proces care s-a încheiat foarte repede, pentru că toți inculpații au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Și avem așa. Deci, domnul Radu Chețan Roatiș, 2 ani și 6 luni cu suspendare. Ăsta e scroc. Domnul Roatiș a declarat, citez, regret că am ajuns în această situație. Da. Cum? Regret că am ajuns în această situație. Fatalitate. Cum adică? El s-a zbătut, dar nu s-a putut o pune prea tare. Regret că am ajuns în această situație. În situația în care este, în sensul că s-a terminat. Cred că asta regretă, de fapt. Da? Bun. Deci, dincolo de fatalitate, să vedem pe ceilalți. Directorul DSVSA Mureș din perioada respectivă, Sandor Chinceș, care l-a angajat și promovat în fals pe Roatiș, 2 ani și 6 luni, cu suspendare. Șefa Serviciului Economic, Felicia Maria Radu, 2 ani cu suspendare. Consiliera de la Resurse Umane, care a făcut pontajele în fals, 2 ani și 3 luni, cu suspendare. Toate pedepsele date cu suspendare, cum se întâmplă în multe situații când nu omori pe nimeni, mă rog, se dă și când omori, firea să fie, mă rog, și când îți recunoști vinovăția, da? Dar, foarte interesant, acestor infractori, că astea sunt infractori, instanța le-a interzis să mai ocupe funcții publice timp de 3 ani. De ce? Adică, cum adică 3 ani? De ce numai 3 ani? Adică fraudezi sistemul an la rând, faci o conspirație pentru fraudarea sistemului. Particip la furtul a jumătate de milion de lei noi, cel puțin, plus restul pagubelor făcute prin angajarea unui personaj, adică o angajare fictivă într-un departament antifraudă, nu? Deci faci asta cu premeditare, repetiție și pedeapsa e să-ți iei o pauză sabatică de 3 ani. Și după 3 ani ce faci? Te întorci în sistemul pe care l-ai fraudat? Normal, păi ai cheltuit bani în 3 ani. Trebuie să recuperezi pierderea. Să recuperezi. Îți dă 3 ani, practic, sunt 3 ani sabatici, după care trebuie să revii. Da. Iar domnului Claudiu Virgil Zurgălău, șeful direct și cumnatul lui Roatiș, deci omul care l-a angajat și l-a menținut în fază, pe funcție pe Roatiș, șeful de echipă, cum ar veni, care știa, primul care știa că ăla nu există acolo, instanța acestui personaj, acestui infractor, instanța i-a dat doar un an cu suspendare. Și nu e interzis să mai profeseze. Cineva trebuie să muncească în familie. Bravo. Cineva da, trebuie să aducă bani acasă. L-a și încurajat. Mă, sigur, te întreb, bă, o fi singurul caz din sistem? E. Și dacă cu toții suntem de acord că n-are cum să fie singurul caz din sistem, următoarea întrebare este, bă, dar câte ori fi, de fapt? Și cum am putea să aflăm? Nu s-ar putea face o formulă de calcul și cum... Cred că Carl Sagan, sper să nu mă înșel, a făcut la un moment dat, sau cineva, un matematician, a făcut o formulă de evaluare a numărului de planete care ar putea exista în univers. Uh-huh. Și în felul ăsta, prin diverse calcule de reducere, câte planete ar putea fi locuite. Da, mă, dar asta e simplu. Asta de ce? Da, exact, da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.